După ce s-a impus miercuri cu scorul de 3-0 pe terenul Universității Cluj, vicecampioana volei municipal Zalău, a câștigat în minimum de seturi și disputa de pe teren propriu cu Unirea Dej desfășurată sâmbătă. Următoarele două partide din retur au însemnat două verificări reușite pentru volei municipal Zalău înaintea deplasărilor de la Caransebeș și Ploiești, unde volebaliștii zălăuani vor evolua în următoarele două etape. Vicecampioana României s-a impus miercuri cu scorul de 3-0 pe terenul Universității Cluj, iar sâmbătă în sala sporturilor din Zalău a învins cu același scor Unirea Dej. Dejenii au încercat să facă față cât mai bine vicecampioanei României, dar au reușit să țină pasul cu formația zălăoană doar în prima parte a actului secund, când jucătorii pregătiți de bulgarul Stoiev au ridicat puțin piciorul de pe accelerație. 25-16 a fost rezultatul final al primului set, după 8-5 și 16-12 la cele două întreruperi tehnice. Începutul parțialului secund a fost a oaspeților, care au profitat de jocul slab al zălăoanilor pe faza de atac, intrând cu 8-6 la prima întrerupere tehnică. Vicecampioana a restabilit egalitatea la 9, apoi s-a desprins la 14-12 după un as reușit de Mihalcea. Antrenorul dejenilor, Ovidiu Macari, a solicitat primul timp de odihnă, dar elanul zălăoanilor nu a mai putut fi oprit până la final. 16-15 arăta tabela la cea de-a doua întrerupere tehnică, iar scorul din final a fost 25-20. Universalul Matei a fost înlocuit în setul al doilea cu Mihai Tarța, acesta din urmă evoluând și în ultimul act. După 4 puncte diferență la primul time-out tehnic, volei municipal s-a desprins la 6 puncte la a doua întrerupere tehnică, iar în final, în echipa zălăoană au intrat și jucătorii de rezervă. Zalăul a avut un singur titular în teren spre final, pe liberoul Adrian Feher, iar scorul a fost 25-20. E una partita normale, non è la nostra qualità. La squadra si sta riprendendo, le viaggi, questi che abbiamo plecato difficili, sono finiti. Credo che la squadra cresce. Cresce, spero che ce la facciamo. Penso che noi siamo la squadra più completa del campionato. Vedi, prima si aspettava che Gala si fa grande cose, vedi come succedono, ogni giorno sorprese. Noi piano piano, short, credo che ce la facciamo, sia per la Coppa anche per il campionato. Din punctul nostru de vedere, fără istoric, știam că venim cu... au ceva probleme de sănătate, un jucător s-a accidentat în etapa trecută și n-am venit cu mari speranțe la victoria. Am vrut numai să facem un meci bun în vederea următoarei etape, care pentru noi e important. Avem meci cu Ploieștiul acasă și sperăm să câștigăm acolo. În etapa următoare, programată sâmbătă 13 februarie, volei municipal va evolua pe terenul echipei Volei Club Caransebeș.